la ora anunțată pentru pedalarea comună cu genericul Masa Critică, am găsit piața plină, da, cu lebede, ponei și alte Mickey Mouse-uri. Biciclistă sunt numai eu. E adevărat că 31 decembrie și la Chișinău sunt minus 3, minus 5, nu știu exact cât, dar e ger. A, nu, uite că suntem 3 deja. Vine și Sandu Munteanu cu bicicleta Nasti și Ghenadie, fratele. Deci probabil o să pedalăm azi în 3. Dacă nu, cumva ei au altă treabă. Ghenadie nu-i prea tare entuziasmat, el a făcut azi un eveniment public, social, de mare succes. Și amul consideră pe al nostru neimportant, probabil. Și pedalăm sau mai așteptăm? Hai, pedalăm, da. Și vezi? O, vine corabia în urma noastră. Corabia piraților plutește în derivă, fără pânze, fără vâsle. Noi ne ducem să pedalăm. Am scos și eu țuruiacul și gata de exprima. Ha? Da. O să ne cânte și cântărețul lui Krishna la plecare. Și o să ne fie poate vesel. Masa Critică în 3. A fost și mai rău, ploaia era numai cu fratele Vitalie, îmi pare, odată. Nu putem să nu fluierăm primăria, principală vinovată de dezastru din capitală. Cedem numai pietonilor și la culoarea roșie a semaforului. Până unde vrem? Până unde vrem. Câtea spate Sandu, că el aici e cel mai sensibil. La Botanica nu ne pornim, da. Adem de la București. Și luăm la deal. Pe Mateievici, bun. Ghenadiu a fost cu ideea să mergem în pista de biciclete, dar aici e plină de pietoni. Sfatul tot bulevardul central, jumătate din asta, numai pistă, dus întors, să fie extraordinar. Dar cum o să ne izoleze fietoni? Păi e partea aia și noi aici. Dar vezi că nu merg partea aia. Acum nu merg pentru că 20 de metri, dacă n-o să fie tot bulevardul. O să vedem, eu nu vreau, cred. Adică. Dar pe unde, unde mergem? Pe la cimitir sau ce? Înainte. Ideal era să fie cealaltă bucată, pentru că asta e legat cu stațiile și oamenii mai degrabă vin la stație. Hai, mai pedalați, măi! Ia mai pedalați, măi! Hei, hei, hei! Hai să pedalați, măi! Ghenadie mai trișează, deci mai merge pe trotuar. Că nu-i nimeni. Pietoni. Dar corect ar fi să mergem pe carosabil și nu aici pe banda asta, dar prima. Dar noi abia am intrat de pe București, așa că până ne încadrăm, mai mergem și pe ultima bandă. Hai să mai pedalați, bă! Stați, nu tremurați, măi! Bun, măi!
Mai eliberați, măi! Ce ai spui? Să zic de ce protestăm? De ce? Protestăm ca să fie drept în trafic, adică respect, și ca să fie loc și pentru bicicletă, numai pentru mașină. Măi, strada e mică, e numai așa. Păi de aici, dar noi am mai avut să zic prin Bernadette, la primărie pe acolo, trebuie să fie loc în trafic și pentru bicicletă. Hai să pedalat, măi! Adias cu noi la pedalat, măi! Ecte, cimitir, cadem acolo, de? Cimitir. Cimitir, măi! Haideți pedalați, măi! Am urat și am pedalat. Noi de cola am uitat. Preferăm apă curată. Și ar trebui să ne cedeze trecerea, că suntem pe drum principal. Hai. De prioritate? Da. Deci pe partidul Ughim. Cu mașini marcate în intersecție. Dacă de cei lângă partidul Ughim, parchează ilegal mașinile. Mafia, măi! Dar poți spui tot de plata trecut, că știu că e dat la poliție că o parcată ilegală aici. Și-o zis că e voie. O zis că e voie? Da, nimănui nu îi permite să parcheze pe zebră. Dar la liberali le spate, lugim pe mai ales. Dar la Voronin sau la alții? Hai să încercăm și la Voronin. Le-a dat tigla. Roata, băi! Gata pedalatul, băi, că am ajuns la Tudor. Am ajuns la Tudor și acasă. Roata, băi! Dați-i casă omului, bă! Am ajuns la Tudor, am terminat pedalarea de astăzi. Înghețurătorii, bă!